Gidiyorum işte. Sen değil miydin gitmemi isteyen? Bana gitmeyeceğim demiştin. Ne oldu? Niye o iş teklifini kabul ettin? Söyle. Bună, prieteni! Bun venit la analiza noastră de episoade din seria Zgarl TP. Care este cea mai recentă situație în dragostea lui Zeynep și Halil? De ce este Halil supărat pe Zeynep? Ce va face Songul acum? Toate detaliile sunt în videoclipul nostru. Să nu uităm să vă abonați și să activați notificările în timp ce vizionați. Pentru cei care spun că Zeynep nu ar trebui să părăsească Conacul, aștept sprijinul vostru cu 1000 de aprecieri. Gulhan îi cere lui Zeynep să plece. Zeynep nu poate rezista cererii lui Gulhan. Se duce să vorbească cu Halil. Cu toate acestea, el a spus că va mai rămâne o perioadă. Gulhan schimbă totul. Când îi spune lui Halil că s-a terminat, Halil spune cu o voce tremurândă: "Ce s-a terminat? Povestea noastră." Apoi a lăsat inelul în palma lui Halil și și-a luat rămas bun. Cu toate acestea, să-și ia rămas bun nu este ușor pentru Zeynep. Nu-și poate reține lacrimile. Chiar dacă Zumrud spune că este pentru bunica, ea are de fapt o legătură puternică cu Halil. Dar va dura ceva timp pentru a înțelege acest lucru. Halil se va uita în ochii lui Zeynep și nu va putea spune nimic. Zeynep îi spune lui Halil că scapi de mine. Va spune că această fată care este o problemă pentru tine nu mai există. Halil nu mai suportă și nu-și poate stăpâni lacrimile. Cu toate acestea, are grijă să nu facă contact vizual cu Zeynep, astfel încât acest lucru să nu fie înțeles. Zeynep se va uita la Halil plângând. Nici el nu vrea să-și ia rămas bun. Halil și Zeynep suferă. E bine că Halil a suferit durerea dragostei după ceea ce i-a pus pe Zeynep. Cu toate acestea, Halil crede că fără el, chiar și lumina zilei ar fi neagră. A fost prima dată când și-a mărturisit dragostea pentru ea. Cu toate acestea, el încă încearcă să-și ascundă tristețea. El îi cere să deschidă ușa și să plece. Dar nu se poate uita din nou la fața ei. Trebuie dezvăluit că Zeynep este nevinovat. Acest lucru va apărea când Zeynep va părăsi Conacul. Deoarece Songul este relaxată, îi va fi mai ușor să greșească. Va începe să arate deficit. Zeynep merge la depozit cu Halil pentru a-și lua lucrurile. Zeynep, care se plimba pe dealuri, cade din nou și se trezește în brațele lui Halil. M-ai prins de fiecare dată când am căzut. El mă întreabă cine mă va ține în noua mea viață. Halil răspunde fără să piardă timpul: nimeni. E ca și cum ai spune că nimeni nu te poate atinge în afară de mine. Dar își revin imediat. El spune că am vrut să spun că, dacă ești mai atent, nimeni nu va trebui să te țină în brațe. Zeynep și familia ei continuă să-și împacheteze lucrurile. Halil începe să creadă că îl va pierde pe Zeynep pentru totdeauna. Halil se întreabă de ce Zeynep s-a răzgândit brusc. Zeynep nu îi spune lui Halil că a vorbit cu Gulhan. Zeynep, ai cerut asta. Ai spus să pleci, acum de ce această furie? Zeynep acceptă oferta de muncă în afara orașului. Când Halil aude asta, furia lui crește. El spune că nu ai acceptat oferta de muncă. Ideea acestui lucru îl doare foarte tare pe Halil. În ciuda tuturor, el crede că se va reuni cu ea. Se consolează cu asta. Am ajuns la finalul videoclipului nostru. Nu uitați să urmăriți episoadele noi. Aveți grijă de voi. La revedere!